Bine v-am găsit! Fiecare celulă a corpului uman are un anumit potențial electric. Acest potențial electric este mic, dar dacă luăm în calcul că corpul uman are zeci de trilioane de celule, rezultă că potențialul electric total este foarte mare. Asta nu înseamnă că, în mod obișnuit, ne putem folosi de acest potențial electric uriaș pe care îl avem în corp. Pentru a ajunge acolo, trebuie să știm cum să o facem, trebuie să ajungem la o coerență celulară excepțională. După cum știți cu siguranță, există animale care pot produce șocuri electrice la distanță, șocuri cu care își imobilizează sau chiar își ucid prada. E aceasta vreo putere paranormală a lor? Evident că nu. Este doar o capacitate de a folosi extraordinar, la un nivel extraordinar, potențialul electric pe care îl au. Dar omul ar putea să emită șocuri electrice de acest fel la distanță? Ei bine, răspunsul este afirmativ, așa după cum ne demonstrează maestrii chinezi practicanți ai tehnicilor Qigong. Dincolo de asta, potențialul electric este foarte important pentru sănătatea noastră, iar pentru o sănătate bună trebuie să știm cum să ne antrenăm acest potențial electric, cum să îl ducem la un nivel optim. Pentru a vorbi despre un astfel de subiect incitant, l-am invitat alături de mine pe medicul și psihologul Adrian Cranta, practicant al tehnicilor Qigong. Adrian, bine te-am găsit! Bine te-am găsit! În primul rând, să lămurim ce este acest potențial electric care există în corpul uman. Există și o carte pe care tu ne-ai adus-o aici, Corpul Electric, care este o lucrare de referință în domeniu și care, pe baza unor cercetări aprofundate, demonstrează fără putință de tăgadă că corpul uman are o structură electrică foarte puternică, doar că noi, în general, nu știm cum să o folosim și nu putem beneficia de tot ce ne poate oferi. Corpul uman este un volum de 63 de trilioane de celule. Ceea ce este spectaculos este că toate aceste celule se înseriază. Noi știm că atunci când eram la primele lecții de fizică, am învățat despre baterii, pentru că corpul uman este o baterie. Am învățat că bateriile pot fi puse în paralel sau în seriate. Dacă noi le punem în paralel, avem voltajul asemănător, dar vom avea un amperaj crescut. Dacă noi le punem în seriat, voltajul crește extraordinar de mult. Și, într-adevăr, potențialul electric membranar celular la un om normal este de minus 22 de milivolți. Ați zice că este o valoare nesemnificativă. Totuși, în momentul în care 63 de trilioane de celule se pot înseria, asta înseamnă un voltaj fabulos. Noi avem multe tipuri de practică și, de fapt, în toate aceste practici, noi lucrăm cu energia electrică, bioelectrică a corpului nostru. Este important pentru noi să înțelegem cum să identificăm aceste linii înseriate ale bateriilor. Cu mult timp în urmă, oamenii de știință chinezi, deci noi vorbim de oameni de știință, vorbim de știință în China încă de acum 5-10 mii de ani, pentru că tot timpul au fost cercetători și, cum frumos spunea într-una din emisiuni despre celebra carte a lui Fridtjof Capra, Tao Fizica, în care se
pomenește de faptul că învățații chinezi, se anume taoiștii, erau foarte avansați în studiul fizicii, matematicii, chimiei, astronomiei și nu numai, încă de acum 5-6.000 de ani. Acum, ce e important? Important este să înțelegem că, da, corpul uman este un sistem electric, o mulțime de cercetători, cum ar fi Robert Becker, Dr. Tennant și mulți alții, demonstrează că noi suntem ființe electrice. Acum întrebarea este, ce este acest potențial membranar celular? Potențialul membranar celular, mai bine zis, diferența de potențial, adică ceea ce produce curgerea, fluxul de electroni, este potențialul electric din interiorul celulei și din afara celulei. În momentul în care măsori, vei vedea că există un potențial de normalitate, ce anume de minus 22 de milivolți. Și există un potențial patologic. Pe măsură ce noi începem să scădem la 20 de milivolți, 18 milivolți, 15 milivolți, atunci noi începem să ne simțim oboșiți, să nu mai ne simțim în pielea noastră. Deci, pentru noi este foarte important să înțelegem că omul este o baterie, că omul are mai multe tipuri de baterii, că bateriile sunt de tip alcalin și asta e important, s-ar putea să sune amuzant. Dar, așa cum am spus în emisiunile trecute, noi avem factorul pH, și anume acest echilibru acidobazic cu potențial negativ în momentul în care conținutul devine alcalin de la 7, până la 14, 14 însemnând minus 400 de milivolți. Și de la 7, 690 până la 0, potențialul însemnând 400 de milivolți plus. Deci, iată că în momentul în care noi avem acest potențial, unde îl stocăm noi? În prima fază, la o abordare simplistă, am spune că îl stocăm în intestin. Dacă noi privim un acumulator clasic, o baterie de mașină clasică, ce vom observa? Că avem izolator, conductor, izolator, conductor, deci care poate să creeze această diferență și poate să mobilizeze această energie. Dacă noi privim în abdomenul nostru, noi avem la fel, izolator, conductor, adică izolator, un strat de grăsime, conductor, un strat muscular și tot așa. Aha, deci intestinele sunt prima bancă care înmagazinează această putere. Deci primul power bank. Și este cel mai lejer de înmagazinat aici, pentru că nu există pretenții. Adică la o bancă populară. Te primește și cu un cent. Dacă îl depui, este ok. Dar dacă mergi la un nivel mai avansat, asta înseamnă o bancă municipală, atunci te primește de la o sumă în sus. Minimum, să zicem, 100 de lei. Deci, în situația în care noi privim mai departe, vom vedea că magazinăm energia în organe. Și organele reprezintă un fel de condensatori care înmagazinează energia și o generează. Dacă noi mergem la un nivel și mai aprofundat, vom vedea că avem niște structuri piezoelectrice, cum ar fi, de exemplu, oasele, care înmagazinează și mai multă energie. Și când noi mergem la un nivel mai avansat, vedem celulele și vedem o capacitate de înmagazinare a energiei fantastică. Ce măsurăm noi, de fapt? Măsurăm aceste fabrici de energie, mitocondrii,
În fiecare celulă noi avem aceste mitocondrii care produc energie. Ai spus frumos despre aceste viețuitoare de natură, că au capacitatea de a emite curent, de a degaja curent la distanță. Da, ele au cu predilecție dezvoltate un anume tip de celule, care se numesc electrocite. Cite, celulă, electro, care produce curent electric. Oare omul nu are așa ceva? Ba da, are și omul. Dar oare de ce nu a dezvoltat partea asta electrică? Pentru că a dezvoltat alte căi de a-și asigura supraviețuirea. Așa vă să zică. Când noi mergem la un nivel mai avansat, noi vom vedea că putem magazina celula la o bancă extracorporală, adică în dublu energetic al nostru. Deci iată că energia se poate depozita în multe, multe părți. Acum, la modul foarte științific, noi vedem că această energie electrică, acești câmpi se mișcă prin meridianele de acupunctură. Deci meridianele de acupunctură sunt, de fapt, niște înserieri de baterii între cer și pământ. Ele sunt într-o verticalitate. Da. Și dacă una din baterii s-a întrerupt, întregul circuit începe să funcționeze deficitar. Deci, următorul pas. Deci noi avem această formă de încărcare cu energie la nivelul meridianelor tendinomusculare. Tendinomusculare. Asta înseamnă că tendoanele sunt de fapt cabluri de înalt voltaj. Din cauza asta, acești maestri Shaolin și nu numai pot să genereze câmpuri, o putere enormă prin brațele lor și la distanță. Aici, dacă îmi permiți, pentru că mi-ai arătat în particular niște materiale video care precizez că nu pot fi puse pe internet pentru că nu ai permisiunea, da? Din drumurile tale făcute în China, sunt lucruri filmate cu telefonul, demonstrații făcute de maeștri chinezi, șocante, adică da. Am văzut acolo, ca să înțelegi despre ce este vorba, un maestru de 80 de ani, după care un maestru de peste 100 de ani, asistați de niște maeștri mai tineri, da, de discipolii lor, ce au făcut? Este șocant, așa cum spun. În curtea respectivei așezământ era un taur, la o distanță de 10-15 metri de maestrul practicant al practicilor Qigong. Da? Ei, maestrul respectiv a reușit, filmat pe telefon, spre uimirea mai multor occidentali care erau acolo de față, era un grup mare, adică și pe telefon se vedea 10-15 persoane care erau în jurul, dar și în spatele telefonului erau mulți alții, a reușit să producă maestru chinez un șoc electric, astfel încât taurul a căzut brusc la pământ în momentul în care a emis cu prin intermediul mâinii o undă de șoc electric. Da? Și a revenit puțin amețit, era așa tremurat. A fost o demonstrație șocantă, dar demonstrațiile care sunt făcute de maestri chinezi sunt mult mai multe, sunt verificate de oameni de știință, sunt materiale și pe internet în care arată cu tot felul de aparate, cu măsoară, pun mâna pe abdomenul lui și după aia iau mâna, uimiți că au primit un șoc electric. Deci iată că există această posibilitate, da. Și dacă mă gândesc la filmul Matrix, în care toată umanitatea era transformată în baterii electrice pentru a susține activitatea inteligenței artificiale și a roboților care stăpâneau planeta, ne arată că realizatorii filmului, acelei serii, pentru că aparent zicea ce prostie, cum să fie omul baterie ca să susțină o civilizație robotică, da? Dar iată că acum înțelegem că de fapt dacă se reușește înserierea celulelor din corpul uman, se poate obține un rezultat fabulos din punct de vedere al nivelului de electricitate. Deci, multe lucruri sunt posibile, dar nimic nu este paranormal. Ține doar de o folosire
Exact. Șerinte, practici, și te rog. Ar fi de adăugat că primul grup de baterii este vorba de grupurile musculare. Când noi spunem meridiane tendinomusculare, noi spunem despre această abordare a primei înșerieri. Și aceasta este prima formă de baterie. A doua formă se leagă de organă, dar a treia formă se leagă de ADN. ADN-ul are o structură fabulos de interesantă care permite să încorporeze o energie la un nivel nemai întâlnit. Acum se pune întrebarea, de ce oamenii ajung să nu mai aibă această energie? Ce s-ar întâmpla dacă într-o înșeriere de baterii introduc o foiță de plastic? S-a întrerupt. Deja potențialul scade. De fapt, acum tu vrei să ne vorbești despre ce invalidează această înseriere. Ce s-ar întâmpla dacă omul începe să consume produse care sunt bogate în grăsimi hidrogenate, gen margarină, grăsimi trans? Pică înserierea și pică comunicarea între celule. Celulele, să știți că sunt ca un popor, ele se ajută între ele, ele vorbesc, ele comunică, ele au micile lor congrese de comunicări, micile lor congrese, sesiuni de update și upgrade. Deci, este important să localizăm ce anume invalidează un om de acest potențial electric. Toate lucrurile care sunt foarte acide, băuturi coritoare și multe altele, toate acestea invalidează potențialul electric. Nu mai vorbesc despre alcool, tutun, droguri. Berea, de exemplu. Adică, în general, lucruri foarte acide, mă refer la lucruri care sunt cu un pH sub 5. Sub 5. 4,5. Berea, de exemplu, al 2,5. Orice băutură răcoritoare se învârte între 2,2-2,5. Asta înseamnă plus. Asta înseamnă grăbirea procesului de stres oxidativ. Adică, introduc substanțe care nu au electroni, dar au nevoie de electroni ca să poată să se dezagrege și ce fac? Fură electroni de pe orbitele celulelor, din structura celulară, de pe orbitele acestor structuri, fură electroni și celula începe să moară, începe să îmbătrânească. Aha! Deci procesul de îmbătrânire este un proces de degradare datorită pierderii de electroni. Procesul de întinerire este un proces de întinerire datorită unui flux suplimentar de electroni. Vreau să le spun celor care ne urmăresc să rămână aproape de noi, pentru că următoarea emisiune pe care o vom face și pe care o vom difuza pe canalul meu de YouTube va fi despre tehnici și tehnologii de reîntinerire și revitalizare, în care vom relua această temă a prezenței electronilor sau absenței lor ca element cheie în procesul de reîntinerire sau în procesul de îmbătrânire. Da. Revenind la factorii care invalidează, de exemplu, un om care folosește foarte mult aerul condiționat, fluxurile de aer. Noi auzim mereu acum oamenii care nu înțeleg și nu au noțiuni de biofizică, ei spun, e o prostie, nu te trage curentul, nu există curent. Dar noi, așa cum soții Kirlian au reușit să surprindă prin fotografiile Kirlian fluxurile de fotoni la nivel dermic și să poată să pună în plan fizic idei care se apropie de ideea de aură umană, eu reușesc să surprind aceste mănuchiuri de fotoni cum stau în jurul nostru. Și cum fluctuează în funcție de starea... Fluctuează în funcție de starea emoțională, starea psihică, de ceea ce mâncăm. Și mai mult decât atât, ceea ce i-a interesat pe ei, a observat că dacă un om este pus între trei uși, adică vin aerul circulă dintre trei zone, câmpul de fotoni se micșorează fantastic. Și ce au mai observat? Au observat o chestie fabuloasă, și anume că în momentul când un om este umed, a transpirat și stă într-un curent de aer,
curentul ăsta de aer vine și perie, pur și simplu descoamează, ca să zic așa, tot acel strat de electron la nivelul tegumentului. Până când, în momentul când se ajunge la nivelul tegumentului, chiar înainte de a intra în tegument, nu mai există electron, deja bariera noastră de apărare nu mai funcționează. Și atunci această energie rece sau fierbinte sau cum o fi uscată, pătrunde în interior și începe să strice acest echilibru, această climă interioară a omului. Deci, rețineți, deja viitoarele arme de atac asupra unei ființe vii se bazează pe modificarea climei interne a acelui organism și are la bază această inginerie a electronilor. Deci, în momentul în care noi stăm într-un flux de aer, noi mergem într-o mașină decapotabilă, noi mergem în viteză pe o motocicletă, să nu ne surprindă faptul că potențialul nostru este din ce în ce mai scăzut. Noi trebuie să avem grijă să nu stăm în aceste fluxuri de aer. Nu înseamnă să nu stai să adie vântul, să adie briza. Noi acolo la mare avem fluxuri masive de electroni, pentru că avem un fenomen despre care vom vorbi într-o emisiune viitoare. Ce înseamnă apa, ce înseamnă electronii și ce înseamnă omul și soarele. Fantastic! Revenind la povestea noastră, lucrurile care sunt excitante, cum ar fi cofeina, cum ar fi cafeaua, cum ar fi ciocolata, toate acestea, da, consumă rapid electronii, îți dau putere pe moment, dar pe urmă vine deci și ciocolata neagră? Ciocolata neagră nu ar fi atât. Combinația fatală ar fi când avem margarină sau uleiuri vegetale, când avem margarina amestecată cu zahăr și cu Știi care e problema cu ciocolata neagră? Pentru că deși spune 85% așa, de fapt 315% este zahăr, chiar și acolo. Da. Și atunci, degeaba mănânci ciocolata neagră dacă tu de 100 grame ai mâncat 15 grame de zahăr, care este o nenorocire oricum mai... Acum ai spus ceva extraordinar. Zahărul pentru electroni e ca o bombă nucleară. De exemplu, cu mult timp în urmă, făceam procedurile de măsurare FOL, adică acupunctura după fol, electroacupunctura după fol, mulți ani în urmă. Și la un moment dat îi spun unei domnițe, eu știu că tu le cam ai cu dulciurile, dar fii tu drăguț să vină dimineața că n-a pus să mănânci dulce și atunci poți să-ți iau măsurătorile. Și am stabilit noi foarte matinal, foarte devreme, am zis că la ora aia nici magazinele nu deschid. Și în fine, când a apărut ce am vrut să măsor, totul era roșu, 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 adică potențialul membranar celular era fantastic de scăzut. Și atunci mi-am zis, Doamne, dar cum se poate așa ceva? Pentru că omul e un om puternic, voinic. Dar o întreb pe domnice, nu cumva dimineața ai mâncat ceva dulce? E, doar două ciocolăți, nu, doar două înghețate așa scurte, că mi-a părut rău de ele să nu se topească. Bine, mulțumesc, ne vedem peste 3 zile. Și peste 3 zile a ținut așa eroic post de dulce și când a venit am putut să o măsor și să-i spun, uite, problemele sunt astea și rezolvările sunt acestea. Deci, zahărul este ca o nucleară pentru potențialul electric. Toți maestrii mei din China i-am întrebat, de ce în China nu găsesc ciocolată? Dai cu parul și nu găsesc. Nu găsesc decât în aeroportul și ceva sau un colț. De ce în China? Și chinezii făceau niște ciocolăți extraordinare, mai ales în anii 80-70, eram înnebuniți așa după ele. De ce în China nu prea găsești dulciuri? Dom'le, nu se poate. Și maestrii chinezii mi-au spus așa. Noi avem nevoie de o populație care să se reproducă ușor, care să fie sănătoasă, să fie creativă, să gândească bine și bogăția unui stat stă în sănătatea poporului acelui stat. Mi s-a părut fabulos. Bun, bun. Și la templu? Păi nu. Aici noi practicăm cu energia, practicăm cu toate astea. Nu putem să facem lucrul ăsta pentru că ne tăiem singur craca de sub picioare. Și am zis, dacă le spun la ei în Occident, mă împușcă. Știi? Dar mi s-a părut fantastic. Acum te pune problema totul. Dacă un om vrea să mănânce dulce, ce-ar mânca? Melasă de
Curman, melasă de, muchiună, melasă de, caruba, adică lucruri cumva naturale. Da, scade potențialul, dar nu atât de tare. Sigur, și fructe, sunt suficiente lucruri care, adică oricum, fără un pic de zahăr, nu zahăr, elemente dulce luat din fructe, glucide. Avem nevoie de așa ceva. Sigur. Într-o cantitate însă mult mai mică decât ne imaginăm. Da. Se pune întrebarea de ce un om are nevoie de glucide. Pentru că nu consumă lipide. Din cauza asta, în special oamenii care sunt în partea asta de regim vegetarian, vegan, ei nu au treabă cu grăsimile. Cu toate acestea, noi avem nevoie de grăsimi. Chiar dacă sunt vegetale, avem nevoie de grăsimi. De ce? Pentru că grăsimile bune, vegetale, îmbunătățesc potențialul electric al corpului, cresc capacitanța, puterea de a reține energia. Nu suntem ca o baterie de aia consumată, o băgăm în priză, arată că e plină, când o scoți, într-o oră s-a terminat. Nu. Deci, iată că sunt mulți factori care invalidează acest potențial membranar celular. Ce ar putea face omul să îți recapete potențialul membranar celular? Metode care sunt la îndemână sau lucruri care sunt... De exemplu, sunt mult discutate poveștile astea că omul, dacă are probleme de sănătate, nu ar trebui să mai facă baie în cadă. Acum deja s-a ajuns la faza asta, în care se spune, ai probleme cu tensiunea, nu mai faci baie în cadă, că nu se știe ce se întâmplă. Eu cred așa, că noi avem nevoie de săruri, cum ar fi, de exemplu, sărurile Epsom. Adică, sărurile Nigari și Epsom sunt derivate ale magneziului. Un lucru important pe care îl vom discuta într-o emisiune viitoare, faptul că pielea respiră 80% de necesarul de aer avut de corp și absoarbe 80% de necesarul de substanțe de care corpul are nevoie. Și atunci noi trebuie să înțelegem că atunci când noi facem baie cu sare Epsom, 20 de minute, sare Epsom, sulfat de magneziu, o sare amară, se folosea și în perioada bunicii. Doctorii spuneau, dom'le, te simți obosit, te simți așa, fă o baie cu așa ceva, o zi da una, nu, pui 500 de grame de sare la o cadă și este ok. Acum sunt oameni care au interdicție, care zic, nu, că doctorul mi-a zis că nu e bine. Bun, în situația asta, pui un lighean jos și un lighean pe scaun și bagi mânuțele și bagi tălpile în această compoziție și stai 15-20 de minute. Ce o să observi? O să observ că potențialul îți revine. Nu este ceva spectaculos, dar este ceva cu mult peste alte variante. Dacă noi vorbim de faptul că, pe de o parte, începem să înlăturăm toți factorii care ne fură electroni, dar pe de altă parte începem să aducem un flux de grăsimi sănătoase în noi, aducem o mâncare mai proaspătă, aducem o mâncare încărcată cu electroni, aducem anumite sucuri de legume, de exemplu, un foarte bun stimulator al potențialului electric celular membranar, adică la vezica biliară. Vezica biliară este coordonatorul șef al potențialului membranar celular. Dacă vezica biliară nu funcționează bine, nu putem să ținem curentul mult timp. Și atunci noi avem nevoie să bem suc de apio. Suc de apio, 250 de ml, 300 de ml în fiecare zi, timp de o lună, două luni, trei luni, în funcție de fiecare cât îi pare și posibilități. Și care e situația lui? Deci, toate acestea sunt la îndemână. Acum o să vină cineva să îmi spună, da, dacă omul face sport, păi când faci sport, când faci mișcare, consum foarte mulți electroni. Și în prima fază merge. Cine consumă? Mușchii. Dar mușchii consumă, dar și produc electroni. Și atunci mi-aduc aminte că eram la Institutul de Biocibernetică din Viena și am văzut acolo un sportiv, un ciclist care
fusese campion european, și un ciclist care nu era la nivelul lui, dar a făcut un experiment. Ciclistul care nu era la nivelul lui, adică nu avea acel palmares, era un anonim, ca să zic așa, i s-a montat un sistem, un aparat, un activator celular și au fost puși să pedaleze amândoi. Profesionistul pedala și amatorul pedala. Cu aparatul, cu activatorul care celular? Aparatul instalat, activatorul celular instalat. Și mi s-a părut fantastic. Este că după 2 ore, profesionistul dădea semne că are nevoie de pauză. Adică simțea nevoia de pauză. Pe când amatorul a mers în continuare, deși a venit și profesionistul după 20 de minute de pauză în continuare, fantastic este că profesionistul a luat 3 pauze, iar amatorul nu simțea nevoia de pauză. Când a terminat, e vorba de 7-8 ore, când a terminat, amatorul nu a simțit oboseala, pe când profesionistul a simțit că efectiv a tras în ziua aia, era stors. Acest experiment pentru mine a fost o chestie fantastică. Am zis, wow, deci dacă sportivii, în loc să se dopeze, în loc să ia tot felul de substanțe interzise, ar putea găsi o formă de a suplimenta cu electroni corpul, atunci ar fi fabulos, pentru că anduranța, capacitatea de refacere, poate ar fi perfectă. Acum, dacă mă întreb despre acest activator celular, ce face el? În primul rând, activează celulele. Reglează procesul mitocondrial ca mitocondriile să producă exact energia de care ai nevoie. Mai mult decât atât, produce un surplus în așa fel încât pe o durată de 5, 6, 8 ore să ai de unde să consumi. Adică să nu intri în banii din casă, să intri în banii care sunt surplus. Aha. În al doilea rând, faptul că pe lângă faptul că lucrează cu celulele, lucrează cu glandele endocrine. Lucrează special cu zona tiroidei, care este centrul voinței noastre. Când oamenii consumă tot felul de lucruri, cum ar fi tot felul de combinații, sare cu nu știu ce, încep să dea peste cap metabolismul iodului, scade voința. Scăzând voința, omul nu se mai poate mobiliza. În momentul în care noi folosim acest sistem de activare a tiroidei și activarea tuturor glandelor, de la nivelul gonadelor până la nivelul pinealei, dintr-o dată noi producem un flux de putere în noi. Și acest flux poate fi măsurat. Adică poți să măsori la început, apoi lucrezi cu el 15-20 de minute, și până măsori la sfârșit. Și pentru mine acest experiment a fost impactant. Am zis, da, vreau și eu să folosesc așa ceva. Cum se numește aparatul? Și activator celular. PC activator. Și poate fi găsit pe site-ul tău? Poate fi găsit pe site-ul fitforlife.ro, shopfitforlife.ro. Sunt multe de spus despre ce face el, dar omul poate să aleagă. Sunt mijloace la îndemână și sunt mijloace care abordează această poveste la nivel profesional. Da. E foarte interesant tot ce ne-ai povestit. Sigur că ieșitul în natură, într-un mediu ionizat, cum este, sunt, de exemplu, băile herculane sau zonele mai înalte, mersul la mare, în apropierea cascadelor, a cursurilor de apă care sunt puțin mai zbuciumate, așa, e o zonă în care se produc mulți electroni. Sigur. Și putem beneficia. Sigur. Nu în ultimul rând, pentru că, vorba aia, pentru mulți este greu să ajungi frecvent în natură, dar poți să-ți cumperi un aparat, un purificator de aer care emite și electroni, da, în același timp. Da. Și deja ai un spațiu în propria, da, cameră care se apropie de calitatea aerului de la munte. Și atunci beneficiezi, da, de această încărcătură de ioni negativi
la tine în cameră și sigur îți va da o stare mai bună. Vreau să mai specific ceva. În facultatea de medicină am avut o disciplină care vorbea despre tratamentele balneoclimaterice. Și mi-aduc aminte că ne vorbea foarte frumos de stațiune, exact cum ai spus, băile Herculane, Căciulata și așa mai departe, 1 mai. Dar spunea așa, că atunci când noi avem de-a face cu apele termale, noi avem de-a face cu ape radioactive. Și că nu avem voie să stăm mai mult de 20 de minute în apa aia. 20 de minute pe zi. Și după care, și nu un număr nenumărat de zile, nu. Avem nevoie de, în funcție de om, dacă e o structură mai puternică, 7-8 zile, dacă e o structură mai slabă, până în 7 zile. Și toate acestea, orice doctor care lucrează în domeniu, el știe foarte clar că nu poți să stai oricât acolo, pentru că poate să apară și reversul. Adică totul trebuie cu măsură. În același timp și nu în ultimul rând, ceea ce îți amplifică cel mai mult potențialul electric și îți aduce cei mai mulți ioni negativ este practica spirituală. Da. Practicile spirituale, Qigong, Tai Chi, etc., dacă sunt pe o linie, vin pe o linie tradițională, adică da, practici autentice, da, ele pot să te ajute foarte mult. Și în da, acest sens, tu în fiecare an ții tabere speciale cu practică intensă pentru cei care vor să se inițieze în aceste practici sau cei care vor să meargă mai departe, să aprofundeze lucrurile. În finalul emisiunii, pentru că în luna august acestui an ai astfel de tabere, dă niște informații pentru cei care poate ar fi interesat să vină să practice toate alături de tine. Toate cele trei tabere sunt organizate în stil tradițional. Adică începe dimineața cu o pauză destul de mare la prânz și apoi după amiaza până spre seară. În prima tabără se merge pe ideea de a deschide aceste, între 1 și 8 august, se merge pe ideea de a deschide câmpurile interne către universul exterior și a putea să ne branșăm la înaltele surse de putere de viață din univers. În a doua tabără, deci aceasta e 7 zile, în care oamenii învață, sunt 7 zile în care oamenii învață efectiv să ce fac când merg, cum lucrează cu copaci, cum lucrează cu marea, cum lucrează cu elementele naturii, cum lucrează cu cerul, cu pământul. Sunt practici de Tai Chi și Qigong. Da, și oamenii învață prin intermediul Tai Chi-ului, prin intermediul Qigong-ului, învață și tehnici protoistorice, cum ar fi forța vidului, învață să își reglementeze, să-și umple, cum s-ar spune, bateriile, în așa fel încât când vin acasă să se simtă bine. La nivelul următor, între 8 și 18 august, oamenii învață cum să acceseze energia enormă din universul nostru interior. E ceva care seamănă cu ceea ce au făcut oamenii de știință când au accesat energia din interiorul atomului. Și la un moment dat te gândești că mare lucru, nu e nimic acolo. Nu. Viața a demonstrat că acolo este o forță uriașă. Și asta înveți. Înveți să-ți aliniești coloana, înveți să îți reglezi segmentaritatea, metameria coloanei. Înveți să-ți încarci meridianele. În a treia tabără, de pe 18 pe 28, înveți ceva cu adevărat uimitor. Înveți cum să te vindeți pe tine la nivel emoțional, la nivel fizic, la nivel mental și la nivel spiritual. Cum să vindeți membri din familia ta, cum să vindeți diverse procese la nivel social, la nivel psihologic, în relația ta cu lumea, cu exteriorul. Și cum faci lucrul ăsta? Prin tehnici care presupun că mintea este pusă într-o stare specială în care iese din această lume termodinamică și intră într-o lume cuantică, unde nu există introducere cuprins în încheiere. Totul se transformă.
Cei care vor mai multe informații, o să punem pe ecran un număr de telefon la care pot suna pentru a afla multe detalii sau pentru a se înscrie în aceste tabere. Dacă în finalul emisiunii mai ai să ne spui ceva în legătură cu secrete electrice ale corpului uman. Da, vreau să spun că sunt oameni care vor aborda diverse tehnici naturale care să îi ajute în reglementarea potențialului electric. Și va fi un câștig. Sunt oamenii care vor folosi diverse device-uri, cum ar fi activatorul celular, și va fi un câștig mare, dar în ambele variante, în ambele alegeri, rămâne alegerea regală în care se combin prima cu a doua și cu a treia variantă, adică practica de Qigong. Pentru că organismul în această variantă în care omul practică și are grijă de stilul de viață și în același timp suplimentează cu electroni, practica lui poate să îl ducă spre desăvârșire. Este cea mai bună alegere. Mulțumesc pentru toate informațiile. Rămâneți aproape. În curând, așa cum am promis, revenim cu o emisiune despre tehnici pentru reîntinerire și revitalizare. Toate cele bune. Ne revedem în curând. Doamne.